Bună ziua, dragi prieteni, bun găsit, suntem la nouă ediție a emisiunii Vorbește Lumea. Astăzi am ca invitat un prieten al nostru, al tuturor, putem spune, este vorba de domnul Dan Terteci. Îl cunoaștem pentru că în fiecare sâmbătă este în mijlocul comunității și încearcă să scoată în evidență valorile pe care unii le uită sau mulți le uităm, dar iată, există și persoane cum este domnia sa și care încearcă să ne reamintească că nu avem în jurul nostru decât nu avem decât lucruri, mă rog, subțiri, lucruri care nu au substanță, ci avem și oameni în special care merită evidențiați și în același timp aduși în fața noastră. Bine ai venit în emisiune, Dan. Bine v-am găsit și mărturisesc faptul că e o bucurie să mă reîntâlnesc cu tine, cu telespectatorii Capital TV, dar și mai mare bucurie este să văd modul în care mă prezinți ca și când aș face așa lucruri mărețe. Lucrurile astea mărețe nu le fac eu, deși nu sunt lipsit de modestie, o spun cu toată răspunderea. Valorile astea pe care încercăm împreună să le scoatem în față sunt prezente acolo în piață de ambele părți. Atât premianții, cât și oamenii care vin acolo, pentru că știi cum e, numai oamenii valoroși pot să întâlnească valori. Bun, eu am zis, am scos în evidență ceea ce faci, pentru că într-o lume anormală lucrurile astea par așa, nu normale, mai mult decât normal, știi? Adică suntem, din păcate, într-o luptă în care, mă rog, trebuie să facem eforturi ca să recunoaștem ceva. Da, este ai subliniat bine aspectul ăsta. Este un efort al fiecăruia dintre noi de a ne privi pe ceilalți cu lucrurile mai bune, cu lucrurile frumoase. Nu este ușor, pentru că știm bine că războaiele pe care le ducem cu noi înșine fiecare în parte sunt cele mai grele. Dar nu este un act de bravură ceea ce facem noi, organizatorii acolo. Bravura o reprezintă însă și oamenii ăștia care există, care țin societatea asta, mă duc înainte. Mă bucur că sunt acceptat de ei și că răspund prezent la invitațiile pe care noi le facem. Bine, oricum este în același timp o platformă, pot să spun așa, civică, nu știu dacă nu sună poate pompos sau nu, dar oricum cam aici cred că putem încadra evenimentul pe care îl organizez în fiecare sâmbătă și până la urmă cred că cei care sunt invitați acolo și care, mă rog, sunt prezentați sunt mai mult decât știu eu, apăsați de moment, de faptul că primesc premii fără, sunt premianți fără premii, da? Dar faptul că sunt în fața unor oameni care le acordă atenția cuvenită și respectul cuvenit contează enorm. Deci încercăm să înțelegem ce înseamnă valoarea până la urmă prin această relație între premianți și cei care vin acolo sau prin momentul pe care îl trăiesc premianții. Da, vorbeam de ună zi cu un bun prieten despre faptul că acolo, această formă de manifestare a respectului în cadrul campaniei Premianții fără primi este doar o supapă, pentru că acest respect el se manifestă de altfel individual, fie în rețelele de socializare, fie în viața reală. Fiecare dintre noi ne manifestăm respectul față de oamenii pe care îi prețuim. Nu chiar fiecare dintre noi. Eu sunt convins că fiecare dintre noi avem oameni pe care îi prețuim. Acum, depinde cine sunt oamenii pe care îi prețuiește fiecare în parte. Eu m-am gândit în modul următor și cu voia tare iau 30 de secunde ideea acestei campanii, că dacă am ieșit în spațiu public sau s-a ieșit în spațiu public de multe ori, uneori plătiți de politicieni, să huiduim pe alți politicieni, să-i dăm jos pe buni, să-i punem sus pe alții. Bine, mă vorbesc generic, vorbesc de tine ca persoană. Nu de mine, vorbesc în general, noi ca societate. Cum ar fi să ieșim în spațiu public și să le arătăm cum dorim să trăim? Cu oameni pe care să-i respectăm, cu oameni pe care să-i promovăm, să aleagă chiar din rândul acestor oameni pe care noi îi respectăm, personalități pe care să le includă în viața publică, astfel încât să împrospătăm mediul politic. Poate ar fi o idee, poate nu s-au gândit încă. Mergem în continuare cu această campanie.
Dar cel mai important lucru este modul ăsta de a ne privi altfel. Eu spun un lucru, că și Dan Tertei și toți premianții care au fost prezenți acolo au și lucruri mai puțin plăcute în CV-ul personal. Dar ei nu se reduc la asta. Un om nu se reduce la greșelile și păcatele pe care el le-a comis de-a lungul timpului, ci mai degrabă modul cum se raportează la ele. La aia da, se reduce un om. Și atunci dacă îl privim, de exemplu, pe domnul Goian cu părțile lui bune și încercăm să-l încurajăm, lucru care îmi doresc foarte mult și chiar să fie sprijinit, da? Iată că domnul... Bine, la moment am ajuns de-a lungul, mă rog, aventurilor mele, da? Am ajuns să spun că sunt mulțumit dacă nu sunt încurcat. Păi tot o formă de ajutor. Da. Discutam cu Cătălin Tibori, unul dintre premianții fără premii și unul dintre prefațatorii cărții mele, că, domne, indiferența, ignorarea, nu ignoranța, ignorarea unui om, poate să fie percepută ca un ajutor. Domne, dacă nu poți să-l ajuți pe un om, măcar ignoră-l și nu-l încurca, nu-i fă rău. De aceea cred că invitația asta de a ne strânge sâmbăta și de a oferi ca premiu jumătate de oră din timpul nostru și o strângere de mână unui om poate să reprezinte începutul și unui mod de viață frumos și sănătos. La un moment dat s-a încercat o campanie împotriva manelizării noastre, da, prin tot felul de forme. Toți îmi erau pe cei care se ocupă de povestea asta. Am stat și am cugetat și am zis că mai interesant și probabil mai eficient ar fi să nu neapărat să îi scoatem victime pe respectivii, ci mai bine să venim cu o alternativă, cu o ofertă. Lucru care pot să spun că îl faci, în sensul că nu cred că ai combătut pe unii sau pe alții vehement sau direct, ci ai venit și ai propus un lucru, ai scos în evidență un lucru, sau mă rog, o situație, o stare a unui om din comunitate, prin ceea ce face. Cred că e cea mai eficientă luptă împotriva, mă rog, non-valorilor sau a chiciului sau al altor lucruri care, mă rog, ne deranjează. Dar nu văd de ce ar trebui să combatem pe cineva dintr-un singur motiv, pentru că nu deținem adevărul. Corect. Eu nu știu dacă acest lucru este calea pe care trebuie să meargă societatea. Ceea ce știu cu siguranță este că trebuie să existe foarte multe paliere de discuție, foarte multe alternative, astfel încât comunitatea să decide în ce direcție vrea să se deplaseze. A venit un individ chiar bine intenționat să spună unei comunități, domnule, asta e direcția pe care trebuie să mergeți, mi se pare deja o greșeală. Deci, asta fără să consulte, sigur, comunitatea, că așa primim direcții de la toți unii alții. Da, probabil că sunt mai luminați așa, așa și au soluții pentru toate problemele. Ba, îi mai și votăm ca să vină, ne propună una alta. Ideea este că nu știu dacă e bine cu manele, nu știu dacă e bine cu premianții fără premii, nu știu dacă e bine cu Iadi Cantores, ceea ce știm fiecare dintre noi, este că încercăm să punem la oaltă chestiunile pe care le considerăm utile și bune în sufletele noastre și să construim împreună o viață în care să ne simțim confortabil, în societate vorbesc, în spațiul acesta public. De aceea cred că dezbaterea trebuie să fie prezentă tot timpul, cu condiția să încercăm să aflăm cât mai mult din adevărul celui pe care îl judecăm. Adică nu pot să-l judec pe, vă dau iar exemplu și îmi cer scuze, pe domnul Goian pentru ceea ce face până nu știu întregul său zbucium, care sunt resursele lui, care sunt obiectivele și chinul prin care trece pentru a construi ceva. Da, e oricum un drum lung de parcurs și noi astăzi ne-am întâlnit în principiu, sigur că amprenta pe care o lași în comunitate prin acest eveniment, premianții fără premii, este deja consacrată, dar ne-am întâlnit pentru alt motiv astăzi, chiar când se finalizează emisiunea noastră care este înregistrată, lansez o carte, da, la Teatru de Artă din Deva, carte care se numește Gânduri și care este prima carte, da? Este prima mea carte, da. Mulțumesc în primul rând pentru faptul că v-ați oprit atenția asupra acestei cărți. Și este un debut personal. Este o carte de proză scurtă. O carte scrisă în 4-5 ani de zile. Am scris de fiecare dată atunci când am considerat că am ceva de spus
Și a fost un dialog cu mine, mai degrabă. Am strâns aceste texte și în cadrul unor discuții cu prietenii am fost întrebat dacă nu ar fi util să strâng aceste texte la oaltă pentru cei care vor să aibă un tablou întreg asupra unui mod în care am văzut eu lucrurile. Ceea ce este în această carte nu este nimic imaginar. Este o sumă de trăiri avute de-a lungul timpului de către mine. Uneori o să râdeți ironic, alteori o să râdeți amuzați de pățanile prin care a trecut autorul, alteori o să fiți dezamăgiți de modul cum văd lucrurile în jur, pentru că sigur nu o să nu vedem fiecare la fel aceeași situație. Ceea ce îmi doresc este să existe cât mai mulți oameni care să nu fie dezamăgiți. Îmi doresc lucrul ăsta. Dar dacă dezamăgirea va exista, este tot un câștig. Pentru că se risipește o ceață cu privire la ceea ce înseamnă, eu știu, un sistem de valori construit de-a lungul timpului. Cartea nu este o operă de artă. Am spus-o public și o spun încă o dată. Este o, așa cum îi spune titlul, o culegere de gânduri pe care vreau să le împart cu prietenii, cu cei care mă cunosc, cu cei care vor să mă cunoască. Și o invitație la a ne privi altfel, unii pe alții, de a ne privi constructiv și de a întinde mâinile mai puțin acuzator și mai degrabă într-ajutorare. Nu ajutorarea aceea de milă în care aruncăm un leu cercetătorului pentru a ne spăla propriile conștiințe. Și acea într-ajutorare de a construi împreună. De a construi împreună pentru că, până la urmă, asta facem fiecare, mai mult sau mai puțin. Dar haideți să ne strângem să discutăm. S-ar putea să lanseze multe teme de analiză aceste subiectele abordate. Cert este că toate sunt reale aici în carte. N-am ales să tratez cu personaje reale carte, ci fenomenul în sine. Bun, cele ultimii 4-5 ani, eu presc că lumii în care trăiești, ai trăit în acești ani, da? Nu. Nu? Cartea este scrisă în ultimii 4-5 ani. Dar se întinde pe întreaga mea existență. Da. Am înțeles. Nu cu referire la postul meu loc de muncă, la prefectură sau... Nu. Este o culegere de impresii. Ce să spun, s-ar putea să fie moștenirea mea pe care o las copiilor mei peste timp. Las cel puțin o carte copiilor pe care să o citească probabil cu mai multă atenție atunci când amintirile mă vor avea ca obiect ca subiect. Foarte clar. Zilele trecute am auzit o statistică, mă rog, realizată la nivel european. Se pare că noi românii avem un procent de 5% pentru cei care mai citesc cărți. Sigur că, mă rog, s-a tot discutat și dezbătut efectul internetului, efectul informaticii, cel puțin generațiile care sunt acum pe băncile școlii, sunt mai, într-un fel, poate aproape de carte, nevoia sau, mă rog, ținând cont de necesitățile de informare pentru, mă rog, curicula școlară. Da, da, da. Da, așa ca cititor de carte, de bibliotecă, se pare că 5% dintre români mai citesc. Da. Mi-aș dori să fie mai mult și cred că același lucru nu treci și tu. Bun, acum, cred că lucrurile vor merge... vor scădea tot mai mult procentele astea din cum văd că evoluează lumea în care trăim. Da, nu știu, dacă modelul ăsta de carte pe hârtie va dispărea, cred că ar fi o pierdere pentru civilizație. Poate sunt doar nostalgic și un inadaptat la noile tehnologii. Dar ceea ce este important este să se citească. Că se citește în variantă electronică, că se citește pe hârtie. Acum, eu spun un lucru, că relaționăm foarte mult cu tipografii care au lucrat la această carte și vreau să le mulțumesc public. O carte pe hârtie îți mai oferă și altceva. Îți oferă
frânturi din sufletul autorului, din sufletul corectorului, din sufletul tehnoredactorului, din sufletul tipografului, din sufletul legătorului. Fiecare carte asta a trecut cel puțin prin vreo 6 mâini în mod fizic până să ajungă la cititor. Fiecare și-a lăsat acolo o bucățică din energia sufletului lui pentru a o construi. Este, ce să spun, spuneam înainte să înregistrăm emisiunea asta cam emoții, că am emoții pentru că este emoții pentru lansarea. Pentru lansarea cărții, da. Pentru că este un eveniment inedit în viața mea. Este un eveniment peste care doresc să trec într-un mod frumos. Frumos în sensul de a nu, eu știu, de a nu strânjeni pe cineva, de a nu deranja pe cineva. Este doar o prezență, încă o prezență în peisajul publicistic. Bun, acum vorbim despre percepția cititorului. Sigur că, așa cum sublineam, noua generație probabil că se simte mai satisfăcută de oferta de pe ecranul calculatorului decât pentru modul acesta de a citi o carte, da? Sunt lucruri normale care se întâmplă și s-au întâmplat în cultură de la, mă rog, primele semne în care cineva, mă rog, a produs un act cultural. Schimbările au survenit de-a lungul miilor de ani și, mă rog, ne adaptăm sau nu, lucrurile merg înainte, asta e foarte clar. Bun, spuneai că în această carte e vorba despre viața ta în mare și prin modul prin care ai perceput lucrurile prin care, și mediul în care ai trăit, evenimentele pe care le-ai trăit. Într-un fel, poate necitind-o, încă am zis că se referă la ultimii 4-5 ani, dar înseamnă că se referă la o perioadă mai lungă din viața ta. Da. Începând de la copilărie până... Cum ai venit în DEVA? Că tot am vrut să te întreb la un moment dat. Păi cum să vin în DEVA? La un moment dat, în evoluția personală, a apărut un divorț. Am venit în DEVA la un... în vizită la un prieten, doream să mă relaxez așa câteva momente. M-am ajuns seara, am stat de vorbă la o cafea, la o țuică, la un vinars, cum se spune în Ardeal. Dimineața m-am trezit, am plecat să mă plimb agale prin DEVA. Am ajuns la casa de pe Bulevardul 22 Decembrie, la un restaurant acolo pe o terasă și m-am întâlnit cu Cora Muntean, o fostă colegă și prietenă. Am băut o cafea și din vorbă în vorbă m-a întrebat dacă n-aș vrea să preiau postul de editor șef la Gazeta de Hunedoara, un săptămânal care exista în momentul respectiv. Am spus da pe loc și am rămas undeva. Într-o zi mi-am găsit un apartament cu chirie și m-am mutat undeva și am început activitatea. După care, la vreo 3 luni de zile de activitate, am fost plătit o lună jumate, nu numai eu, ci și colegii mei. Am renunțat la colaborarea cu Trustul Gazeta. M-am prezentat la Gabriela Prejban, cu care o cunoșteam de 3 luni de zile atunci, și am spus că aș avea nevoie de un loc de muncă. Dacă nu, o să mă întorc la București. M-a zis că mă sună în 2 ore, m-a sunat după 2 ore și mi-a oferit un post de reporter la Antena 1 DEVA, unde am lucrat până în 2012. Și așa am ajuns aici, în DEVA, în un oraș care m-a primit cu brațele deschise. Am întâlnit oameni buni, am întâlnit oameni faini, cum se spune în Ardeal, că sunt un mitic ardelenizat acum. Am întâlnit și am avut și dezamăgiri, cum și eu poate, adică nu poate, sigur am dezamăgit pe alții, că nu pot să nu merge așa, deși mi-aș dori rectiliniu, mai dezamăgești pe imposibil, aici, mult, pe acolo. Da. Uneori și faptul că există deranjează sau, mă rog, mă refer nu la tine, în general. Sigur, nu, da, așa este. Da. Și cam așa a fost, și am ajuns în DEVA pe scurt, în urma unei, și mi-am reconstruit viața aici într-un mod frumos. Îmi trăiesc o primăvară a vieții, chiar spun în debutul cărții că mi-am trăit toamna vieții în tinerețe și trăiesc primăvara la pseudo-bătrânețe, acum înconjurat de oameni faini. Faptul că ai lucrat în media a contat în, să zic eu, dorința de a scrie această carte?
Da. Sunt unele pasaje, sunt amintiri amuzante cu, din redacție, din redacțiile de la București unde am lucrat, sunt amintiri triste legate de activitățile de acolo, chiar și nemulțumiri vis-a-vis de modul în care s-au tratat anumite lucruri, anumite subiecte. Dar am simțit la un moment dat că vreau să scriu mai mult decât ceea ce scrisesem până în momentul respectiv. A început la, când am început a fost așa, ca un fel de joacă a mea cu sufletul propriu. Zic, hai să văd cum scriu. Primul meu cititor a fost soția mea, Adina, și m-a încurajat să-mi scriu. Zice, bă, zice, poate n-ar fi rău să continui, că, zice, se citește, scrii ușor, se dai drumul ușor ideilor. Acum rămâne ca oamenii care se uită la noi, oamenii care vor alege să cumpere această carte, să spună dacă este o lectură utilă, interesantă sau e o pierdere de vreme. Se pot regăsi în carte? Nu ca personaje, ci ca și momente, ca personaje, da? Și da? Ca tipar comportamental. Sigur că s-ar putea să ne regăsim unii dintre noi, fie în sensul de a aproba anumite atitudini, fie de a le dezaproba, de a le contesta, dar nu cred să existe un om care să citească și să nu se regăsească fie într-una din cele două tabere, pro sau contra. Această carte nu este o carte care să se citească cap-coadă. Te apuci de aia și o citești. Este o carte care, dacă mi este îngăduit și nu voi fi crezut un infacuat, de asta ne întâlnim, da? Propun ca această carte să fie citită 1-2 texte pe zi. Să fie citită un text într-o pauză de cafea, în maxi-taxi, atunci când ai 10 minute timp și vrei să te deconectezi un pic de cotidian. Pentru că o alergare, o lectură în alergare în această carte s-ar putea să te lase un pic în afara subiectului. Adică să nu procedăm ca o carte polițistă în care citim rapid și mâncăm paginile ca să apăm cât mai repede exact. E vinovată, nu? Plus de asta, după fiecare text, cred eu că și îmi doresc din suflet să se întâmple așa, se va schimba percepția asupra întregii informații citite de până atunci, îți va mai pune o cărămidă sau va mai lua o cărămidă din zidul care l-ai în față și să-ți deschidă un alt orizont cu privire la această carte. Lucru care se întâmplă de altfel nu cu fiecare carte. Cu fiecare carte, odată ce îi dai pagina, orizontul este altul. Și așa am văzut eu. Spunea la un moment dat Cătălin Tibor în prefață că s-ar putea să te și supere această carte, să te sperie, să o lași deoparte la un moment dat, că vor fi și momente din astea, când să o lași deoparte și să te întrebi dacă nu, de ce viața nu e mai bună. De ce trăim cu răul din jur? Păi trăim cu răul din jur, încerc un răspuns, da? Pentru că acolo este și binele. Binele și răul sunt prezente. Și alb și negru și asta sigur, face parte ele sunt prezente concomitent. Dinamica existenței. Sunt interconectate între ele, se legitimează reciproc. Da, este o invitație la analiză și bun, acum, am văzut... Mi-e greu să vorbesc mai să-ți aduc și alte, să zic, o direcție în discuție în ultimii 26 de ani, când să trăim așa într-o societate și într-un sistem în care consumul, da, este pe locul întâi, am văzut că, în general, bestsellerurile și, mă rog, cărțile foarte căutate sunt cele de scandal, cele, mă rog, cu subiecte ușoare, cele care, deci, din cei 5%, mă rog, care, nu știu dacă sunt 5%, sper să fie mai mulți, oricum mulți aleg asemenea cărți. Aici, din câte spui și înțeleg, nu e chiar așa, adică lucrurile se te provoacă să gândești, să cugeți, să ai o părere, să ai o atitudine, să
Deci nu luăm o carte ca să consumăm, ca o idee. Da, nu. Este, repet, avem o ipoteză, cel mult încercări de concluzii, cel mult, rămânând ca fiecare cititor în parte să facă o demonstrație, să facă dovada raportului de cauzalitate dintre ipoteza prezentată și concluzia prezentată sau sugerată. Sigur, uneori s-ar putea să fie același rezultat, alteori s-ar putea să constatăm că nu avem aceleași opinii. Cartea pleacă și de la amintiri din copilărie, nu? De la momentul când am ajuns pe lume și o să dau puțin din casă, așa, ca să mai detenționăm situația. Păi numele meu real este Terteci Dănuț Gigi. Dănuț Gigi Terteci. Așa scrie în actul meu de identitate. Ce s-a întâmplat? Când m-am născut, a venit tata cu ploaie torențială la maternitate. Asta o știu din povești, că nu am o amintire. Și când m-a văzut, m-a luat în brațe, m-a pupat să trăiască feciorul și a plecat înapoi către casă, urmând să mă declare la primărie că m-am născut și să-mi facă certificatul de naștere. Am mers din birt în birt și s-a întâlnit cu toți prietenii, a dat de băut că are fecior. N-am înțeles asta niciodată, de ce trebuie să fii vesel că ai băiat, de ce nu ești vesel și că ai fată, adică, mă rog, așa e la țară. Corect, e încă acea concepție paternală. Da, da. Și a ajuns tata bine obosit și chelchelit la primărie și și-a dus, părinții mei, să mă cheme Daniel Gheorghe. Și s-a gândit, zice, bă, cum, el e mic, așa, adică Daniel Gheorghe, cum să, nu, pe băiatul meu îl cheamă Dănuț Gigi. A simțit el nevoia să mă mângâie. Și m-a mângâiat. Și atunci eu sunt Dănuț Gigi, știi? Când am intrat în presă, la Cotidianul 24 de ore, am lucrat acolo câteva luni cu Constantin Iftime, redactorul, m-a semnat Dănuț Terteci. Eu nu fi crezut că scrie în carte, că m-o fi apucat așa vreun episod din ăsta de narcisism, mă iubesc foarte mult și am simțit nevoia să mă alint. Și vezi, deci, cum Dănuț? De Dan Terteci. Dan Terteci, așa a rămas Dan Terteci. Am înțeles. Da. Bun, e un eveniment cultural, putem spune, lansarea acestei cărți, venind în Deva, sigur că ai, și cum înțelegem și din carte și din atitudinea ta, în general, de zi cu zi, te uiți în jurul tău. Cultural, cum ți se pare Deva și cum ți s-a părut? Sau ce poți să spui despre Deva din punct de vedere cultural, mă rog, în anii în care ai trăit aici? Nu sunt eu în măsură să zic un consumator de cultură, sigur, în sensul acesta. Asta nu ca și critic spun, de artă sau... Nu, da, nu, pentru că e departe de mine, adică mi-e pălăria mult prea mare. Da, ok. Există o efervescență în Deva și... Bun, e un oraș în care nu există filarmonie și nu există, să zic eu, operă, nu există multe instituții profesioniste specializate. Și, da? Și sistemul pe care îl știm, instituționalizat. Exact, da. Dar am descoperit oameni care au preocupări în sensul acesta și care merită, eu zic așa, că merită încurajat și sprijiniți cu toată puterea, în primul rând de autorități. Unul dintre ei se află chiar aici, Mircea Goian, adică să nu ne ascundem după deget. Avem scriitori și mulți, Eugen Iebur, avem pe Dumitru Tâlvescu, despre care trebuie să spunem că în paralel cu lansarea cărții mele, își lansează Dumitru Tâlvescu la Deva Mall două volume de poezii. O coincidență stranie, dar, cum am spus când am distribuit evenimentul ieri pe Facebook, noi nu ne împărțim prietenii. Oriunde s-ar afla prietenii noștri, de fapt, vor fi alături de sufletele noastre. Am vorbit cu Dumitru la telefon, și pe care îl salut acum și îi transmit toate gândurile mele bune. Dumitru Tâlvescu este unul dintre oamenii pe care îi respect foarte mult. Am descoperit în el un mentor, am descoperit în el un partener de dialog, am descoperit în el un ctitor, în sensul că își pune cărămizile proprii la ceea ce înseamnă cultura hunedoreană. Răspunzând direct la întrebarea ta, Mircea, vreau să spun că uitându-te și spre orașele mari care deja au asemenea... Suntem departe. Departe, da. Suntem departe de ceea ce ar însemna o viață culturală
Și o ofertă, și o ofertă chiar și, serioasă. Chiar și pentru tinerii care, uite, sigur, ne părăsesc locurile și da, își caută alte... Găsim pe aici și pe acolo niște oaze de cultură, dar de ce nu se construiește, nu se coagulează aceste forțe, nu știu. Vor fi comunitățile prea mici, ori gorile prea mari. Vor fi... Nu pot să-mi dau seama. Bun, acum, din experiența mea, am avut de multe ori am primit răspunsul, domnule, sunt priorități, sunt alte priorități. Nu sunt bani, sunt alte priorități. Răspunsul meu era, domnule, care, prioritățile ți le stabilești care tu. Care sunt prioritățile? Păi cine stabilește asta? Tu stabilești prioritățile. Deci, clar, dacă vrei, vrei, dacă nu, nu vrei. Deci cam despre asta e vorba. Asta e o formă de a scăpa foarte mulți edili și nu sunt bani, așa, și avem alte priorități. Deci, da. Eu cred, dacă am ajuns la subiectul ăsta și divagăm puțin, eu cred că susținerea culturii trebuie să fie o prioritate națională. Mai ales, exact, mai ales și într-o... Și nu lăsată, da, la îndemâna unor oameni bine intenționați, aleși local, județeni sau naționali, dar, vezi, fiecare are sistemul lui de valori. S-ar putea ca un om să nu facă un lucru, nu pentru că nu vrea, nu pentru că e rău intenționat, ci pentru că nu rezonează la un moment dat cu chestiunea aia. De aceea nu poți să-l lași. Că până la urmă, ce este cultura, Mircea? Este drumul scris prin timp de o națiune, de o civilizație. Ceea ce rămâne în timp nu sunt nici casele, nici șoselele, rămâne cultura acelei națiuni. Din ce în ce mai puțin înțeleg lucrul acesta, din și, păcate, da. Eu cred că la un moment dat va exista un boom sau un reboom, ca să, dacă mi este permisă sintaxa. Dom'le, nu poți să lași deoparte cultura. Discutăm la un moment dat cu cineva din politică și l-am întrebat așa: dom'le, care este o reformă care are ca efect sărăcirea, flămânzirea și lăsarea unui popor fără cultură? Mai putem să o considerăm o reformă viabilă? La ce îmi folosește un profit pe hârtie, având un popor flămând, bolnav și neinstruit, lipsit de cultură? Ai deschis un alt subiect, luăm o pauză pentru publicitate și continuăm ideea, pentru că am tot felul de răspunsuri, cel puțin prin prisma mea. Publicitatea.